și Dumnezeu să se îndure și să primească închinarea noastră în continuare. El a făcut-o și până acum, ne-am închinat cu toții prin rugăciunile care le-am adus, prin strigătele care le-am adus înaintea lui Dumnezeu, prin cântările care s-au adus, dar în același timp vrem să facem închinarea și ascultând de cuvântul lui Dumnezeu și de Dumnezeu să ne vorbească la fiecare în parte. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că i-a păzit pe frații noștri, a fost în misiune, Dumnezeu s-a îndurat de ei, le-a dat un timp frumos acolo și mă bucur că bisericile pot să aibă părtășie și de ce nu putem să facem misiune. Mi-aduc aminte că în țară era așa o perioadă a celor care mergeau în misiune mult. Noi nu misionăm așa de mult aici, zic ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca să ne întărim tot mai mult în această lucrare și să facem totul pentru slava lui Dumnezeu. Acest cuvânt, dacă ați văzut alături de mine, este un cuvânt în care Dumnezeu ne arată că referitor la lucrarea care a fost, dacă vor veni valurile de încercare, dacă orice val care va veni, vorbeam cu frații, cum ar putea să fie un val? Când am fost la mare și eram în Barcelona și mai mergeam și notam și puneam acolo steagurile că-s valurile mai mari și n-ar fi bine să mergi, mergeam așa cumva de dragul de a nota și mai prindeai câte un val de ăsta și când îl prindeai nu era deloc ușor, intrai la apă, ca să treci de valul ăla trebuia să te scufunzi un pic și să nuți pe sub apă mai mult ca să poți trece de acele valuri. Acum nu știu ce vrea Dumnezeu prin valul acesta să ne, să zic, corecteze. Dar știm așa, că dacă noi ne vom pocăi, orice val care va veni, va fi micuț pentru noi. Căci Dumnezeu este mare, care El întinde mâna spre copilul lui. Și această lucrare, și acest cuvânt care l-am citit, uitați ce frumos spune: dacă sunteți jocoriți pentru numele lui Hristos, fericite voi. Atâta timp cât noi vom trăi ca niște mici Hristoși, trăind ca și Hristos, așa cum se spunea la Flomar, lucrările de evangelizare, tot ce vom face cu viața noastră va fi o jertfă închinată continuă înaintea lui Dumnezeu, atunci va trebui să fie ferice de noi. Cum spunea în privat când am vorbit cu fratele Cristi, mie n-are de ce să-mi fie frică, eu mă știu în cine mă încred. Așa este, fraților, trebuie să ne încredem numai în Dumnezeu și Dumnezeu să ne vină în continuare în ajutor și să ne sprijine în tot ceea ce urmează să facem. Un cuvânt și-aș dori ca să mă ajute fratele de la media, un cuvânt care aș dori să-l citesc în continuare pentru întărirea noastră, ar fi din Roman, din capitolul 12, începând din la versetul 9 chiar. Roman, capitolul 19, începând de la versetul, capitolul 12, începând de la versetul 9. Dragostea să fie fără prefecătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, mai departe, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râfnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoi, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Aș dori să împreună să înțelegem acest lucru, că Dumnezeu ne cheamă la o nouă dimensiune. Dacă lucrurile în viața aceasta și dacă exemplu așa de zicală este în lumea noastră, atunci când te întâlnești cu oamenii și oamenii spun un lucru foarte asemănător cu ce ție nu-ți place, am găsit lucrul ăsta scris și pe camioane, în spatele camionului, așa un verset frumos: ce ție nu-ți place să-ți facă oamenii ție, nu le face tu lor. Acesta este un exemplu care, un exemplu pasiv. Nu trebuie să faci nimic rău și atunci nu se va face nimic rău. Însă Hristos și toate religiile de altfel merg cu mesajul acesta. Ceea ce ție nu-ți place să-ți facă oamenii, să nu le faci tu lor. Adică
dacă vrei să fii lăsat în pace, să-i lați pe toți în pace. Însă Hristos vine cu un exemplu care a revoluționat toată lumea aceasta. Și el spune așa de frumos, exemplul lui Hristos este acesta și este un activ. Ce ai vrea să-ți facă ție oamenii, fă-le tu lor întâi. Adică, dacă tu mergi cu o sacoșă plină și ți-e greu când vii la cumpărături, dacă tu ai vrea ca cineva să vină să țară în ajutor, să spună, Domnule, lasă-mă să te ajut să duci sacoșa, tu să-i faci întâi omului acelui ajutorul acesta. Adică, cumva, Dumnezeu ne cheamă să fim activi, niște creștini activi care să intrăm primii, fără ca omul să ne ceară ajutorul, fără ca omul să ne vină să ne spună, hai te rog ajută-mă. Noi să fim din aceia care să sărim primii în ajutor. Și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În cuvântul lui Dumnezeu găsim scris un lucru foarte frumos în Luca, în capitolul 6, începând cu versetul 27 chiar. Și aici titlul este Iubirea vrășmașilor. Un lucru care Hristos îl scoate foarte frumos în evidență și aici cumva parcă ne arată toată, să zic, trăsătura cristică dumnezeiască. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, de la versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-l opri. Nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i și celui ce-ți ia cu sila ale tale, nu îi le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dar dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumutul acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumutul păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumutul, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt, căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. A fost un text mai lung, însă în aceasta puteți să vedeți un mod revoluționar în care, de fapt, Dumnezeu ne cheamă să fim activi. Dacă oamenii, atunci când ne întâlnim cu ei, dacă oamenii de multe ori, sau noi ca oameni în general, dacă suntem așa ca niște fotocopiadori, cum se spune, ca niște xerox, dacă cineva ți-ți face rău și tu-i faci rău poate de două, trei ori mai mult lui, ca și oamenii, mă refer. Dacă copiii la grădiniță, cineva îl împinge, celălalt îl împinge de două ori mai tare ca să simtă. De obicei, omul care nu-L are pe Hristos întoarce rău pentru rău de mai multe ori. Însă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, vedem cuvântul lui Dumnezeu cum ne învață. Atunci când de cele mai multe ori, ca și creștini, poate trebuie să suferim pentru frumosul numele lui Hristos, Dumnezeu ne învață că noi trebuie să facem bine celor ce ne fac rău. Dumnezeu ne cere să gândim și să fim niște revoluționari în care să luptăm cu armele lui Dumnezeu. Și această armă a lui Dumnezeu este atunci când Domnul Iisus Hristos a venit, El pe cruce, El nu a făcut să cheme acele legiuni de îngeri care puteau să-L ajute, ci El a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. În acel moment a cerut iertarea lor, pentru că și-a dorit ca oamenii să fie iertați. Acesta a fost, de fapt, din partea lui Dumnezeu, scopul, ca Iisus Hristos să vină pe pământul nostru, ca să ne fie o învățătură, să ne fie un model practic și noi să putem să trăim după El. În Romani, în capitolul 12, cu 21,
dacă mă ajut, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește rău din bine. Aceasta, de fapt, a fost, să zic așa, metoda prin care Hristos a încercat să revoluționeze toată gândirea omului normal. Un om normal, atunci când era atacat, Vechiul Testament de altfel spunea, dacă cineva îți face un rău, tu trebuie să-i întorci răul în aceeași măsură. Dacă ți-a scos un ochi din greșeală și tu trebuie să-i scoți lui ochiul. Aceasta era legea Vechiului Testament. Însă Domnul Iisus Hristos, uitați ce frumos spune, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute. O caracteristică, o trăsătură dumnezească, o putem înțelege așa mai complex. Dumnezeu este dragoste, este bunătate, este milă și în ultima fază, El este iertare. El totdeauna, dacă vine în viața unui om rău, vine cu dragoste, vine cu bunătate. De aceea, aceste lucruri am vrea să le înțelegem și noi, și la locul de muncă, și la școală, și la grădiniță, și oriunde ne întâlnim cu răutatea oamenilor, lipsa lor de a avea milă față de alții. De cele mai multe ori la lucru am multă conversație cu colegii mei și încerc așa cumva subtil să le vorbesc despre Dumnezeu. N-aș vrea să fiu un om abuziv și totdeauna când face un lucru frumos vă un coleg spun exact așa scrie și în Biblie. Noi suntem chemați să facem binele. Și pe marginea la ideea asta încerc să le vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest cuvânt că Dumnezeu ne cheamă pe toți să trăim exact ca și Domnul nostru Iisus Hristos și dacă vom trăi așa, răsplata noastră va fi mare în cer. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește un lucru foarte frumos, adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și versetul 20. Noi dar suntem triniși împuterniciți al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe noi Hristos ne-a împuternicit nu pentru că am fi fost noi ceva, nu pentru că am fi avut noi merite mai mari ca alții, dar Dumnezeu a găsit cu cale să ne dea acest har, ca să fim niște mici purtători ai Evangheliei lui Dumnezeu. Și zic la aceasta, Dumnezeu să ne ajute ca tot ceea ce vorbim, tot ceea ce facem, tot ceea ce arătăm prin trăirea noastră, oamenii să fie treziți și să fie chemați la Dumnezeu. În capitolul 3, în Tit, în capitolul 3 cu versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu pentru că noi eram buni, s-a gândit Dumnezeu să ne mântuiască, ci pentru că eram răi. Și pentru îndurarea Lui, numai pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea merită să-i aducem toată slava și toată cinstea, pentru că Dumnezeu a împăcat lumea cu El prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos. Și pentru aceasta merită să-i aducem toată cinstea, toată slava și toată gloria. Și cunoaștem și știm că există oameni care au vrut să fie oameni buni, oameni iertători. Aș dori ca și noi să fim niște oameni care să căutăm să avem această trăire cristică, această, să zic, umblare a lui Hristos în noi. Ne aducem aminte de Iosif, de pe paginile Sfintelor Scripturi, când el a fost vândut de frații lui. Și în urma vânzării și în urma a tot ceea ce a suferit el, despărțit de tatălui, despărțit de frațelui, despărțit de neamului, a ajuns să fie vândut ca și sclav, a ajuns să trăiască în pușcărie, a ajuns să trăiască ca un sclav. Însă spune că cuvântul Domnului spune că Dumnezeu era totdeauna cu el. Și Dumnezeu l-a ajutat ca acolo unde era, ca toate lucrurile să meargă bine. Dar vreau să vă aduc aminte că atunci când
s-a făcut foamete aceea și când Dumnezeu l-a înălțat, pentru că Dumnezeu a pus înțelepciune în el, și când a venit frații lui și a cumpărat de mâncare de la el, atunci el nu ne-a scos vorbe de răutate, atunci nu a arătat ură față de ei, atunci nu a arătat o atitudine de nemilă, ci atunci el a arătat mila lui Hristos. Atunci el a arătat bunătatea lui Hristos. Ei, frații lui, meritau să fie vorbiți de rău, meritau să-și primească pedeapsa. Însă el a arătat dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și mai mult decât toate acestea, a arătat iertare. Lucrul la care și pe noi Dumnezeu ne cheamă să fim plini de milă, iertători și să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Mai avem un exemplu frumos pe pagina Sfintelor Scripturi, Ștefan, când a fost împroșcat cu pietre. El a spus: Doamne, iartă-i și nu le ține în socoteală păcatul acesta. El urma să moară, dar el nu și-a țintit privirile jos pe pământ la faptul că trece din viața aceasta, ci Dumnezeu a făcut acest har. Așa cum citeam în cuvântul acesta din Petru, atunci când suferiți, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste noi. Îmi vine să cred și cred din tot sufletul că atunci când Ștefan a fost pietruit, atunci Duhul Slavei a fost peste el. De foarte multe ori, poate și noi ajungem să fim vorbiți de rău ca pocăiți. Ca pocăit este greu să trăiești într-o sfințenie continuă. Însă rog pe Bunul Dumnezeu să se îndure de noi și să ne dea această putere. Acolo unde nu putem noi, El poate El. Dumnezeu să ne ajute să putem depăși acest lucru. Aș dori să cerem lui Dumnezeu și să ne ajute El să putem să fim acei oameni care să fim conștienți că noi trăim în acea dimensiune a răului și a binelui. Și totdeauna ni se cere să alegem binele sau răul. Și de fiecare dată omul de rând, omul care nu-L are pe Dumnezeu, alege răul. Însă nouă Dumnezeu ne cere ca să fim purtători ai binelui, purtători ai binecuvântării. Și de aceea, ca și unii care vrem să-L urmăm pe Iisus Hristos, să fim oameni care atunci când nouă ni se aruncă cu rău, să putem să transformăm așa cum Domnul Iisus Hristos era, să răul care vine asupra noastră, fiind împroșcați de răul acesta, să putem să răul acesta să-l preluăm și să-l transformăm în binele care vine din Dumnezeu. Să transformăm răul ăsta în bunătate. Și de la noi totdeauna când să merge înapoi să se meargă cu bunătate. Oamenii de rând nu așteaptă bunătate de la noi, așteaptă de multe ori rău. Că ei așa sunt obișnuiți. Dacă îți fac rău, știu că vor primi rău. Însă partea frumoasă a creștinilor, atunci când suntem atacați, atunci când îl calci pe un leu pe coadă, leul acela te aștept să te zgârie, să te lovească. Însă din partea noastră să fie un Dumnezeu să te binecuvinteze, o să mă rog pentru tine. Și să știți că totdeauna când uitați ce frumos spune cu versetul 16 din acest capitol 4, dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin și nu să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta, adică acest nume de creștin. Atunci când vom fi persecutat, atunci când vom trece prin aceste momente grele, chiar dacă persecuția poate nu la un nivel înalt, poate la locul de muncă, poate la școală, poate în orice domeniu, atunci să căutăm imediat să intrăm în această conversație cu Dumnezeu și să aducem proslăvire numele Lui, pentru că atunci se petrece acest lucru, când nu ne este rușine de numele Lui Hristos, atunci putem să fim binecuvântați de această slavă care Dumnezeu vrea să ne dăruiască. Și aș mai vrea să aduc înaintea dumneavoastră din Roman, din acest capitol 12:9, unde cuvântul spune: fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Romani, capitolul 12 cu versetul 9. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Aș dori din tot sufletul Dumnezeu să ne ajute să căutăm să ne alipim de această parte a binelui. Mi-aduc aminte când am încheiat legământ cu Dumnezeu, sau mai bine spus, atunci când Dumnezeu a venit în viața mea și când am decis să mă întorc la Dumnezeu, primele lucruri care
mi-au venit în suflet, în minte, cercetarea care a fost din partea lui Dumnezeu a fost că m-am simțit păcătos. A fost că m-am simțit că am greșit părinților mei prin neascultare. Am simțit în inima mea cercetarea că nu am ascultat de cei din jur, de cei de care am fost tot timpul rebel și m-am comportat urât. Și mai mult a fost momentul când de foarte multe ori mă certam cu fratele meu mai mic, Doru. Asta la vârsta de 14, 15, 16 ani, până la vârsta de 17 ani, când Domnul m-a cercetat. Și atunci, în momentul acela al cercetării profunde, mi-am dat seama că, așa cum eu, din partea lui Dumnezeu, am promisiunea că voi fi iertat prin sângele Domnului Iisus Hristos, dacă cred în El, atunci am simțit pentru prima dată în inimă acest adevăr că și eu trebuie să iert. Și spune cuvântul Dumnezeu că rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne, Doamne, precum iertăm și noi pe greșiții noștri. Aș dori să înțelegem că nașterea de nou se întâmplă în tine, dacă vrei să înțelegi că atunci când în inima ta simți că trebuie să ierți pe cei din biserică, dacă probabil faci ceva, faci curățenie și dacă cumva n-ai făcut bine și cineva să spună, mă, dar cum de n-ai făcut curat aici? Nu trebuie imediat să sară din tine nimic, din răutate, din ceva ceea ce îi în diavolul. Diavolul de la început a fost rău, însă Hristos este acela care a fost, care a răsturnat această imagine a diavolului și Hristos a venit cu bunătate. Aș dori ca în tot ceea ce pe noi, în orice acțiune a noastră, să depășim această parte în care diavolul vine și în firea noastră pământească încearcă să pune această rebeliune în noi și să căutăm să aducem această parte frumoasă care este din Hristos, unde El totdeauna cu dragoste, cu bunătate a încercat să răspundă oamenilor, chiar și atunci când ei nu meritam, așa cum mi s-a întâmplat și nouă. Aș dori din tot sufletul meu să închei și să aduc înaintea lui Dumnezeu mulțumire pentru tot ceea ce El ne-a purtat de grijă până aici, pentru tot ceea ce El ne-a ajutat ca oameni să primim mesajul lui Dumnezeu, să primim din partea Lui această dragoste, această iertare. Și cu această dragoste și cu această iertare aș vrea să putem și noi să arătăm oamenilor din jurul nostru că suntem copii de Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați pe picioare, aș vrea să facem această rugăciune în care să-i cerem lui Bunului Dumnezeu puterea de a birui totdeauna răul prin bine. Nu ne este ușor, nu este un lucru ușor să poți să biruiești răul prin bine. Însă aceasta este o dovadă că Hristos trăiește în noi. Atunci când trebuie să răspundem răului cu rău, noi să căutăm să răspundem cu dragoste. Atunci când oamenii ne vin și poate arată lipsă de milă sau alte lucruri de genul acesta, noi să arătăm milă, noi să arătăm bunătate, noi să arătăm dragoste și toate acestea la urmă să căutăm iertarea și aceste toate străsături sfinte și zic Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să facem această rugăciune în care să-i cerem lui Dumnezeu în familiile noastre, între copiii noștri, în creșterea, cum se spunea în rugăciune, în creșterea care o dăruim copiilor, să se vadă această trăsătură sfântă, plină de dragoste, plină de bunătate, plină de iertare și zic aceasta, bună Dumnezeu să ne ajute. Intrăm în această rugăciune și cerem lui Dumnezeu putere pe mai departe să avem această trăsătură sfântă. Amin.